Sibiu, Vâlcea, Alba și Mureș. Aceasta este regiunea pe care o dorește Mircea Cazan. Deputatul PNL spune că se discută cu reprezentanții județelor vecine pentru a se uni într-o regiune. Sibiul ar avea în acest caz cele mai multe aturi pentru a fi capitală. Avem mai multe propuneri. Am avut discuții cu colegii de la Vâlcea și cu colegii de la Alba, în care încercăm împreună să-i contactăm și pe cei de la Târgu Mureș și să facem o regiune chiar de centru în care se cuprindă Sibiu, Alba, eventual Hunedoara și Mureșul. Este un proiect a domnului vicepreședinte Frunză Verde, dar nu este încă nimic stabilit. Capitalele vor fi stabilite prin lege. Care ar fi aturile Sibiului? În primul rând, Sibiu are și o experiență de capitală culturală. Sibiu are aeroport, Sibiu are o poziție geopolitică, putem spune, foarte importantă și cred că Sibiu, prin experiența care au avut-o în ultimii, le putem spune, chiar sute de ani ca și capitală a provinciei în mai multe dăți, poate să, sau chiar își merită locul de capitală regională.